Pentru astăzi, cea de-a cincea lecție din tematica Vremuri grele, vremea robiei. Ne vom opri în mod special în dreptul evreilor, pentru că ei, în istoria lor milenară, constituie poate cel mai puternic exemplu de alternare a stărilor contrare. Ei au trăit cele mai prospere vremuri de bogăție, dar tot ei au trăit cele mai crunte vremuri de sărăcie. Ei au trăit vremuri de libertate de plin, am putea spune, în plan pământesc, dar tot ei au trăit vremuri de robie. Pentru că ei au gustat din plin ceea ce înseamnă să fii binecuvântat sau să fii blestemat. Dumnezeu de altfel le-a spus, citesc din cartea Deuteronom, capitolul 30, și le-a pus în față aceste două variante pe care ei le-au trăit. Aici este scris, de la versetul 9, Domnul Dumnezeul tău te va umplea de bunătăți. Dar în versetul 10 scrie condiția: dacă vei asculta de glasul Domnului, în totală împlinire, totală dăruire. Iar de la versetul 17 este observat reversul: dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, versetul 18, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o vei luați în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Și exact despre scoaterea lor din Țara Sfântă vom vorbi ca și robie specifică. Însă nu numai evreii au avut parte de robie de-a lungul istoriei. Foarte multe popoare, chiar și poporul nostru a trăit ani de subjugare, dar au fost alte popoare care au trăit vremuri și mai crunte, unele perioade mai lungi sau mai scurte. Dar să ne oprim, cum am spus, mai întâi la evrei și apoi să privim spre celelalte națiuni. Rămânând în cartea Deuteronom, citesc din capitolul 7 și vreau să ne reamintim că Israelul s-a constituit prin scoaterea lor din robie. Dumnezeu i-a preluat din condiția de robi și a făcut din ei oameni liberi, scoțându-i, așa cum scrie aici, de la versetul 6. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Versetul 8. Pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Scrie apoi în versetul 11, de aceea păzește poruncile, că ai fost rob și acum ești liber. Ei n-ar mai fi trebuit niciodată, dacă ar fi ascultat de Domnul, să mai ajungă robi, să mai retrăiască situația din Egipt. În aceeași carte de Deuteronom este scris în ultimul verset din capitolul 28 despre o amenințare a lui Dumnezeu ca din nou să-i ducă în Egipt. Și Domnul te va întoarce pe corăbii în Egipt și vei face drumul acesta despre care spusesem să nu-l mai vezi. Acolo vă veți vinde vrăjmașilor voștri ca rob și roabe și nu va fi nimeni să vă cumpere. Și studiind istoria, nu doar că atunci când a venit robia babiloniană, unii din proprie inițiativă s-au întors în Egipt, dar în anul 70, când romanii au distrus și radiat complet Ierusalimul și populația Țării Sfinte, au fost pânzurați
mare mulțime de evrei, iar alții au fost vânduți pe piețele de sclavi în Egipt, până când a fost o suprasaturație, s-a împlinit și ultimul aspect al blestemului dumnezeiesc. Așadar, Dumnezeu i-a scos din Egipt să-i ducă în Canaan, ceea ce a și făcut, dar în Canaan ei au ajuns de mai multe ori robi. Și vom citi în Cartea Judecători, capitolul 6, despre robia lor în Țara Sfântă. Versetele 8 la 10. Domnul a trimis copilul Israel un proroc. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei. V-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeu amoriților căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Și astfel au ajuns robi în repetate rânduri. În aceeași carte, citesc din capitolul 10, Dumnezeu din nou îi mustră pe același subiect, de la versetul 11. Nu v-am izbăvit eu de egipteni, de amoriți, de fiul lui Amon și de filisteni? Versetul 13. Dar voi m-ați părăsit și a slujit altor Dumnezei, de aceea nu vă voi mai izbăvi. Totuși scrie în versetul 15, copilul Israel au zis Domnului, am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, nu mai izbăvește-ne astăzi. Și apoi în finalul versetului 16 scrie că el, adică Domnul, s-a îndurat de suferințele lui Israel și le-a redat libertate. Dar a venit o vreme când Dumnezeu nu s-a mai îndurat. I-a lăsat să locuiască aproximativ 700 de ani în Țara Sfântă și apoi a luat decizia definitivă și irevocabilă să-i scoată din țară, să ajungă robi. Și s-a ajuns când a zis Dumnezeu în Ieremia, capitolul 15, chiar și Moise și Samuel să fie înaintea mea. Tot nu-i mai ascult. Cei mai mari mijlocitori. Dumnezeu luase o hotărâre în ultimă instanță ca să-i pedepsească. Să citim din Cartea a doua împăraților, capitolul 17, cum mai întâi semințiile din nord, cele despre care am vorbit în lecția trecută că se îndepărtaseră mai întâi de Domnul, au ajuns roabe în Asiria. Citesc de la versetul 5, de la pagina 408. Și împăratul Asiriei a străbătut toată țara și s-a suit împotriva Samariei pe care a împresurat-o timp de 3 ani. În a 9-lea an al lui Osia, împăratul lui Asiriei a luat Samaria și a dus pe Israel în robie în Asiria, l-a pus să locuiască la Halah și la Habor, lângă râul Gozan și în cetățile Mezilor. Asta s-a întâmplat în anul 721 înaintei noastre. Și acum de explicație în versetul 7. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeilor care îi scosese din țara Egiptului. Și apoi versetul 8 este acuzarea. A urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul îi zgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiurile rânduite de împărații lui Israel. Făcând ca cei dinaintea lor, ca și cananiții, Dumnezeu a procedat la fel. I-a scos și pe ei din țară. Și de aceea mă adaug versetul 18. De aceea Domnul s-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și i-a îndepărtat de la fața lui. N-a rămas decât seminția lui Iuda pentru aproximativ 150 de ani. Și s-a plâns Domnul prin profetul Ezechiel și a zis despre Iuda, a văzut ce am făcut sorii ei în interpretarea aceea cu Ohola și Oholiba și totuși n-a înțeles. Și atunci Dumnezeu scrie în aceeași carte, capitolul 25, a îngăduit să ajungă robie și cealaltă parte, de sud a țării.
Au fost vreo trei deportări, 605, 597 și ultima în 586. Scrie aici, capitolul 25 de la versetul 8. În ziua 7 a lunii a 5-a, era anul al 19-lea al domniei Nebucadnețar, împăratul Babilonului. A venit Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, slujitorul împăratului Babilonului și a intrat în Ierusalim. A ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. A pus foc tuturor caselor care aveau vreo însemnătate oarecare. Toată oștirea haldeilor care au căpetenia străjerilor a dărâmat zidurile din prejur Ierusalimului. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi pe cei ce mai rămăseseră în cetate din popor și pe cei ce fugiseră la împăratul Babilonului și pe cealaltă mulțime. Au mai rămas în țară doar cei mai săraci, care n-aveau nimic. Și ei erau într-o condiție de robie datorită sărăciei. V-am prezentat așadar istoria robiei lui Israel, pe scurt, evident. Vreau acum să facem câteva aprecieri caracteristici asupra robiei. Generația noastră n-a prins o asemenea vreme. Nu știu dacă sunt careva din cei bătrâni să fi fost lugi la stăpâni foarte duri, să știe ce înseamnă o formă de sclavie. Dar vom citi din referințele biblice despre robie. Deschideți la cartea Plângerile lui Ieremia, profetul care a trăit vremea robiei. Și vom vedea că robia produce o durere generală. Îți pierzi libertatea, s-a dus prosperitatea și de foarte multe ori îți pierzi familia. Unii mor, alții ajung în robie sau te cumpără fără să ține cont de gradul de rudenie. Totul devine cu aspect comercial. Poate copiii ajung robi într-o parte, părinții într-alta. Oricum, rudenii mai îndepărtate au fost despărțite. Iată ce scrie aici, de la capitolul 1, începând cu versetul 3. Iuda a plecat în pribegie din pricina apăsării și muncilor grele. Locuiește în mijlocul neamurilor și nu găsește odihnă. Toți prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când era mai mare strâmtoare. Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători. Toate porții lui sunt pustii, preoții lui oftează. Fecioarele lui sunt mâhnite și el însuși este plin de amărăciune. Supritorii lui sar biruitor, vrășmașii lui sunt mulțumiți, căci Domnul i-a smerit. Din același capitol și 11 și 12. Tot poporul lui caută pâine suspinând și-au dat lucrurile scumpe pe hrană numai să-și țină viața. Uită-te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt. O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinse. Au trăit condiții ingrate, puțin spus, condiții subomenești. După ce ei fuseseră și se puteau mândri cu trecutul lor, cu libertatea, cu bogăția lor, cu neamul lor, au fost împrăștiați să nu mai știe de neam și de seminție, decât cu ajutorul arhivelor și pe când se întoarcă înapoi nu mai puteau dovedi unii din ce neam sunt și care-i sorgintea lor. Întoarcem și știm și din capitolul 2, de la versetul 10. Bătrânii fiicii Sionului șed pe pământ și tac, și-au presărat țărână pe cap și-au încins cu saci. Fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul. Mi s-au stors ochii de lacrimi, în fiermă runtaiele. Mi se varsă ficatul pe pământ din pricina prăpădului fiicii poporului meu, din pricina copiilor și pruncilor de țâțele și nați pe ulițele cetății. Ei ziceau către mamele lor, unde este pâine și vin? Și cădeau leșinați ca niște răniți pe ulițele cetății. Își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor. Pentru că ei au stat în cetate, împrejmuiți, asediați, până când s-a terminat pâinea. Și când s-au dus în robie, erau flămânzi, deshidratați. Se prăpădiseră tot ce avusese, nu doar slava și tăria lor. Și
aproape ultimele resurse de viață. Și mai întoarcem și la capitolul 5, tot pentru a observa durerea unei stări de robie. 5:1. Adu-ți aminte, Doamne, de cine s-a întâmplat. Uită-te și vezi-ne ocara. Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări. Am rămas orfani, fără tată. Bărbații au murit, mulți pe front. Mamele noastre sunt ca niște văduve, apa noastră o bem pe bani și lemnele noastre trebuie să le plătim. Prigonitori ne urmăresc cu îndârjire și când obosim nu ne dau odihnă. Un rob suspine după odihnă, dar nu întotdeauna îi se oferă. Versetul 8. Robii ne stăpânesc și nimeni nu ne izbăvește din mâinile lor. Ne căutăm pâinea cu primejdea vieții noastre, căci ne amenință sabia în pustie. Și toate aceste versete sunt descrieri care surprind un aspect sau altul al robiilor. Așadar, ei ajunseseră robi, pentru că paharul mâniei lui Dumnezeu ajunsese plin. Dar, în mod profetic, se întrebau unii, chiar înaintea robiei, Doamne, în veci te vei mânia pe noi? Nu mai avem nicio șansă de reabilitare? Putem observa din Scripturi că Dumnezeu niciodată n-a abandonat total pe poporul său. Deși a îngăduit nimicirea unei mari părți din ei, așa cum s-a profețit prin Ezechiel, strânge câteva fire de păr, cum a trebuit el să-și împartă părul de pe cap și din barbă, și păstrează. Și Dumnezeu i-a observat cu îndurare prin toate țările pe unde fusese împrăștiați. Și avea totuși în plan să se îndure de ei, chiar acolo, într-o oarecare măsură, și în mod special pentru viitor. Vreau să citim asta din Ieremia 29, ca să observăm, așa cum este scris acolo, îndurările lui Dumnezeu. Aici este o epistolă trimisă de Ieremia către rămășița bătrânilor din robie. Iată conținutul ei de la versetul 5. Dar așa cum scrie în versetul 4, ea venea din partea Domnului. Zidiți case și locuițile. I-a văzut Dumnezeu că stau în condiții grele. Sădiți grădini și mâncați din roadele țării, luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fiii și măreteați-vă fetele, să facă fii și fiice și să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Apoi, versetul 10, Domnul le-a zis, 70 de ani vor trece și de-abia după aceea, îmi voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi și vă voi aduce înapoi pe voi, pe prinși de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul. Și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Iată cât de bun este Domnul. Chiar când pedepsește, se împlinește ce a zis el lui Moise de pe muntele Sinai. Dumnezeu nu poate trece cu vederea păcatului. Și nu poate socoti pe cel vinovat, drept nevinovat și invers, dar este îndelung răbdător, bogat în bunătate și plin de îndurare. N-au înțeles asta toți evreii. Deși Dumnezeu le-a făgăduit și prin Ieremia și prin Ezechiel, că în vremea aceea Dumnezeu le-a ridicat profeți. Ieremia era în mijlocul celor rămași în țară, Ezechiel printre cei deportați în primele serii, în mijlocul poporului, iar Daniel, un profet, la curtea împărătească. Mai existau încă iudei credincioși. În perioada robiei, și aici este în mod special o învățătură pentru noi, pentru că
Aici cu noi Dumnezeu nu are un plan specific cu toată națiunea, cum a avut cu evreii. Dar Dumnezeu are un plan la nivel de indivizi. Toți cei credincioși au dat seama și au recunoscut că au ajuns în robie datorită păcatului. Ei au văzut cauza și au identificat-o. S-au pocăit și Dumnezeu i-a ocrotit, i-a mântuit chiar în generația aceea ca robi. Și a avut în vedere ca în mod special din cei care se întorseseră fața spre Domnul, să reconstituie poporul Israel. Vreau să citim mai întâi din Plângerile Iremia și să vedem aprecierile profetului care a considerat păcatul singura cauza robiilor. Citim de la versetul 7 al capitolului 1. În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte toate bunătățile de care a avut parte în zilele străbune. Când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Greu a păcătuit Ierusalimul. De aceea a ajuns de scârbă. Toți cei ce îl prețuiau îl disprețuiesc acum văzându-i goliciunea. Și el însuși se întoarce în altă parte și oftează. Necurăția sta lipită de poala hainei lui și nu se gândea la sfârșitul lui. A căzut greu de tot, nimeni nu-l mângâie. Vezi-mi ticăloșia, Doamne, căci iată ce semeț este vrăjmașul. Și tot de aici, versetul 18. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Ascultați toate popoarele și vedeți-mi durerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie. V-am spus că aceste aspecte le analizăm la nivel de individ. Sunt unii copii de ai noștri, frați și credincioși din biserică, care s-au jucat cu pocăință. Dumnezeu îi poate îngădui să ajungă în robie. Știți că pedepsele sunt diferite, cum a zis Dumnezeu către David. Te pot da pe mâna oamenilor, poate fi război, poate să fie ciumă, poate să fie foamete. Dar acolo în robie, fiecare mai întâi nu să dea vina pe alții, nu să spună, așa a fost istoria, acum s-a ridicat Imperiul Babilonian, noi am fost mai mici, o țărișoară și ne-au cucerit, ne-au cotropit. Fiecare să se recunoască mai întâi din starea lui, să socotească că e drept ceea ce îi se întâmplă. Și apoi să ceară îndurarea lui Dumnezeu. Iată, acesta este sfatul și din capitolul 3, de la versetul 31. Să nu-și piardă nimeni nădejdea, dar nici să nu ia cu ușurătate aceste lucruri. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere. Nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Când se calcă în picioare toți prinși de războna unei țări, cum a fost cazul evreilor, când se calcă dreptatea omenească în fața celui prea înalt, când este îndreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul? Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Erau lucruri cârmuite de Dumnezeu. Nu iese din gura celui prea înalt rău și binele? Binele dacă faci bine, rău dacă faci rău. De ce să se plângă omul cât trăiește? Vai, am ajuns rob. Asta e cartea plângerii lui Ieremia. Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Amin. Asta au înțeles evreii credincioși. E drept ce ni se întâmplă, ce ne rămâne? Să ne pocăim? Așa se ruga și Ezra în capitolul 9 al cărții sale, citim de la 405. Începând cu versetul 6. Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Versetul 8. Și totuși,
Domnul Dumnezeu nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne adăpost în locul lui cel sfânt ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Harul ce-l aveau acolo, îl socoteau ca o îngăduință a lui Dumnezeu. Erau mulțumitori pentru că aveau un moment de respiro, am putea zice. Versetul 13, de asemenea, îl adaug. După tot ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iară să călcăm poruncile tale și să ne încuscrim cu aceste popoare urăcioase? N-are zbucnit din nou mânia Domnului? Ba da! Și de asemenea, vreau să citesc din cartea profetului Daniel, ca să vedeți cum Dumnezeu s-a îndurat de unii care au ajuns în robie, pentru că s-ar putea Dumnezeu să ajungă să se supere pe o țară întreagă, să-i frângă toia cu pâine. Și sufăr toți când e foame. A suferit și prorocul Ilie, a suferit și multe văduve. S-ar putea Dumnezeu să lovească un neam întreg, să suferă mai mulți. Cei care înțeleg rostul lucrurilor să se apropie de Dumnezeu și să-i ceară îndurare, căci Dumnezeu chiar în mijlocul robiei poate să fie cu ei. Scrie aici, în capitolul 1, începând cu versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famililor dregători. Iată cum Dumnezeu a sensibilizat inima conducătorilor de acolo. Și acești patru tineri au putut să-și păstreze credința în condiții foarte grele. Nu erau deloc propice să-și țină ei crezul evreiesc, cu mâncarea lor kosher, cu închinarea lor specifică. Iată o descriere pe scurt în capitolul 6, versetul 28, despre un rob. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu și sub domnia lui Cir Persan. A dus-o bine. Poate aveți experiențe când unii, pocăiți în armată, au dus-o bine. Alții, chiar în condiții grele, pe front sau în alte situații, pentru că s-au încrezut în Domnul și au apelat la ajutorul Lui, au dus-o bine. Dumnezeu i-a ocrotit. Acum e adevărat, în condițiile de acolo. Mă gândesc că și Daniel și-ar fi dorit să meargă la Ierusalim, să fie templu, dar asta nu se putea, era robie. Dar măcar acolo să-ți fie ușurată situația. Iată cum se ruga el în capitolul 9 din cartea sa. Reies aceleași aspecte ale mărturisirii și ale dorinței înaintea lui Dumnezeu să se îndure de ei. Citim de la versetul 5. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-au bătut de la poruncile și orânduirile tale. Ne-am ascultat de robii tăi proști care au vorbit în numele tău împăraților noștri, căpeteniilor, părinților și către tot poporul tău. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă și tuturor. Versetul 8. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, nouă, și pomenește pe toți, începând cu împăratul. Mi-amintesc, am sunat pe un frate, care știu că e bolnav, și l-am întrebat, frate, cum te simți? M-a surprins oarecum răspunsul lui, a zis, frate, mai bine decât merit. Cam așa ceva socoteau robii aceștia evrei. Nouă, nu ni se cuvine nimic. Când ne uităm în urma noastră în viață și ne vedem greșelile, vedeți, să nu mai ispitim pe Dumnezeu a doua oară. Spune, Doamne, de ce e așa?
Doamne, noi am greșit, dar acum în starea asta, îndură-te de noi, cum vă voi citi acum versetul 9. Nu că noi merităm, dar în bunătatea ta ușurează-ne starea. La Domnul Dumnezeu nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva ta ne-a răzvrătit. E cu totul altceva. Gândiți-vă la fiul risipitor să fi întors acasă cu tată. Ei, mi-ai dat totuși ce ai avut, dar între timp, nu uitați, în copilul tău, cu pretenții, niciodată nu obții nimic, nici de la Dumnezeu, nici de la părinți, dacă se comportă după aceleași repere ca Dumnezeu. Dar socotind că e drept, cum a zis și fiul risipitor, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Se poate să primești îndurare și har. Și mă citesc de la versetul 17. Ce putem să cerem în asemenea condiții? Ascultă, dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cerile robului tău. Și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustit. Versetul 19. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne. Ia minte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu, căci numele tău este chemat peste cetatea ta și peste poporul tău. La o asemenea rugăciune au venit îngerii din cer. Deși au întâmpinat greutăți pe drum, au venit să aducă răspunsul. Și Dumnezeu, după cei 70 de ani, a întors o rămășiță și a reconstituit națiunea izraelită. Ne oprim aici cu expunerea despre evrei, vreau să privim acum la celelalte neamuri, istoria robiei neamurilor, robiei mondiale. Am împărțit această robie după criteriul numărului celor care sunt prinși. Au fost robii individuale. Când națiunea a fost liberă, dar în cadrul celei națiuni au fost unii stăpâni care aveau robi, sclavi. Sau au fost robii colective, naționale, când toată națiunea era în robie. Vreau să citesc din cartea Genesa și să observăm că din cele mai vechi timpuri au fost robi. Genesa 16. Chiar oameni deosebiți, sfinți, au avut robi. Însă vom vedea și din Noul Testament că Dumnezeu tratează într-un mod diferit față de abordările politice, sociale, întâlnite de-a lungul istoriei. Aici, în capitolul 16, scrie de la versetul 1, Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. De regulă, robii erau din alt popor. Dar, în anumite situații, cel puțin până la 7 ani, era permis, mai exact 6, să ții ca rob chiar un evreu, dar să nu-l stăpânești într-un mod dur. Cunoașteți episodul. După ce Agar a rămas însărcinată, ea a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Fapt care i-a atras din partea Sarei repercursiuni dure și scrie aici în versetul 6, partea a doua, atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Oricum era o sclavie, dacă ar fi să o numim așa, o robie liberă, în sensul că puteau să plece. Nu a trimis Avram oamenii, sau știu eu, autoritatea de control după ea și să o forțeze. La Avram robii stăteau din libertate, pentru că acest caz al Agarei i-a atras acest comportament din partea Sarei în urma disprețului, în urma felului în care a privit-o ea pe Sara. Credea că acum Sara este inferioară și copilul ei va fi moștenitor. Se pretindea stăpână. Și pentru că Dumnezeu a avut aici un plan, pentru ca cel promis să vină într-un alt mod decât cel natural, s-a îngăduit. Și vreau să observați cum îngerul i-a dat un sfat. Citim
De aici, din capitolul 16, cum ea a fugit și îngerul i-a zis în versetul 9, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Pentru că dacă ar fi fost cu minte și supusă, Sarai s-ar fi purtat normal cu ea. I-ar fi poruncit ce are de făcut ca și stăpână, dar nu ar fi nedreptățit-o. Vreau să observați diferența dintre Agar și Eleazar din capitolul 24, de la versetul 1. Avram era bătrân înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui și cunoașteți întâmplare. Potrivit legilor de atunci, dacă Avram n-ar fi avut copii, omul acesta ar fi devenit moștenitor. Acum se observă că el nu avea niciun fel de ură sau de dispreț pentru Isaac, cum a manifestat Agar. El și-a înțeles condiția de rob și a slujit exact după prescrierile din Noul Testament. Pentru că mă folosesc doar din același capitol de la versetul 9 să vedeți cu câtă devoțiune slujește acest rob. El și-a înțeles condiția. N-a vrut niciodată să facă pe stăpânul. Robul și-a pus mâna sub copsa stăpânului său Avram și a jurat care să păzească aceste lucruri. Asta e datoria unui rob, să păzească, să facă. A luat cămilele și apoi scrie de la versetul 12 rugăciunea lui: Doamne, Dumnezeu stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbânda asta și îndură-te de stăpânul meu Avram. Și apoi, de la versetul 27 scrie, el s-a închinat și a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, stăpânul meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Și de asemenea a spus el în final, versetul 56, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă. Deci pentru un rob credincios era ceva normal și o plăcere să asculte pe un stăpân ca Avram. Însă nu cred că toți stăpânii au fost ca Avram. Desigur, au fost stăpâni răi. Unii aduc o imputație Bibliei. De ce Dumnezeu a tolerat sau chiar a legiferat sistemul acesta cu stăpâni de sclavi și cu sclavi? Dar vă rog să observați mediul, relațiile pe care Dumnezeu le-a îngăduit, le-a recomandat. Chiar dacă, citesc și din Luca capitolul 17, este legiferat sistemul acesta și este încuvințat de Dumnezeu. 17 de la versetul 7. Sunt cuvintele Mântuitorului. Cine dintre voi, dacă are un rob care are sau paște oile, va zice când vine de la când vine odată și șezi la masă? Nu-i spune stăpânul una ca asta, ci îi va zice mai degrabă: gătește-mi să mănânc, încinte și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i făcuse poruncit? Nu cred. Adică și astăzi, dacă este cineva un patron, este un stăpân modern. Și dacă poruncește angajaților, faceți asta și asta și asta, dar în schimb le dă salariul normal, cum era atunci, le dă hrana, le oferă cele necesare, erau niște relații normale. Dar, repet, voi puncta concret din epistole cum ne sfătuiește Biblia să ne purtăm. Au fost însă și robii naționale, citesc doar din Ieremia 25, să vedeți cum Dumnezeu decide subjugarea unor popoare întregi. Și nu este greu să constatăm asta din cărțile de istorie. Eu mai întâi am amintit aceste chestiuni din istoria biblică. Ieremia 25, de la versetul 15. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeu lui Israel: ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele. Deci doar la mânie face Dumnezeu așa ceva, face robi.
și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. Vor bea și se vor amețe și vor fi ca niște nebuni la vederea săbii pe care o voi trimite în mijlocul lor. Și observați de la versetul 19 cum pune să-l dea lui Faraon și enumeră pe toți. Tuturor. Și apoi încheie cu versetul 26 când zice: tuturor împăraților de la miază noapte, de aproape sau de departe, și unora și altora, și tuturor împăraților lumii care sunt pe fața pământului, iar împăratul Șeșacului va bea după ei. Pentru că și cei care au guvernat și au stăpânit peste alții, dacă l-au supărat pe Dumnezeu și și-au depășit limitele, au ajuns robi altora. Asirienii au fost cuceriți de babilonieni, babilonienii au fost cu vremea acoperiți de medo-persani, și toți, pe rând, au ajuns sub diverse forme de robie. Grecii în antichitate, macedonieni, au fost mari stăpâni, dar au ajuns apoi sute de ani sub domnia turcilor și au fost oprimați într-un mod foarte dur. Nici astăzi grecii nu-i suportă pe turci, deși turcii sunt împrăștiați prin toată Europa, în Grecia găsești foarte puțin turci. Au fost rivalități între națiuni. Și Dumnezeu a îngăduit subjugarea unora, ca și o formă de pedeapsă. Oricare dintre noi are cunoștințe despre istoria sclavagistă, cum am învățat-o noi, perioade masive de subjugare, dar aceste chestiuni nu aparțin doar antichității. Au fost până în vremea noastră regimuri opresive. Ce robie mai mare decât ceea ce a făcut Hitler? Ce robie mai mare decât ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică? Regimurile opresive, de forță, de teroare, au fost conduse de cei mai tirani oameni. Oameni cu influențe demonice care au subjugat popoare în șir și au nimicit, au robit crunt. Nu știu dacă aș ști ceea ce se întâmpla în lagările de concentrare sau în gulagurile sovietice. Nu cred că robia, cel puțin robia asiriană, a fost foarte ușoară. Au fost deportați, dar s-a dat oarecare libertate. Apoi când au venit medopersane, i-au și lăsat să se întoarcă în locurile lor, doar erau tributari. Dar au fost situații în secolul trecut, în contemporaneitate, când oamenii nu aveau nici măcar hrană necesară, erau supuși unor torturi și munci forțate. Aceste chestiuni s-au practicat la scară mai redusă și în țara noastră de-a lungul anilor. Și între cei oprimați au fost chiar și credincioși. Cum v-am spus că dintre evrei ajuns robi, mulți au fost oameni sfinți. Uneori Dumnezeu s-a purtat cu bunătate față de ei. Alteori a îngăduit ca și credincioșii să suporte aceleași stări. Vă citesc din cartea profetului Ezechiel, capitolul 21. Unde se observă atunci când Dumnezeu aduce mânia peste un popor întreg, peste o regiune, s-ar putea să suporte toți aceeași condiție fizică, dar evident, cel credincios va fi mântuit. Scrie aici de la versetul 3, spune țării lui Israel, așa vorbește Domnul, iată am necas pe tine, îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. Am studiat mai în lecțiile trecute cazul Lot. A fost un om neprihănit, zicea Petru, dar n-a salvat nimic din Sodoma. A rămas fără toată averea. S-ar putea să fie îngăduite, și au fost, istoria e dovada repetată, evidentă, stări când și credincioșii au suportat aceleași dureri. Cu diferența că Dumnezeu i-a mângâiat, i-a putut face să accepte ca pe martiri și ei n-au suportat ca ceilalți crizele, durerea, opresiunea, lipsa libertății și a prosperității.
Ei au înțeles, cum v-am spus, starea de păcat și au trăit cu nădejde pentru aici sau pentru viitor. Cred că este normal aici să încadrăm cuvintele lui Habacuc din cartea sa. Când el a rămas îngrozit, scrie în capitolul 3, versetul 2, de ceea ce avea Dumnezeu să facă, de zdrobirea, de robia care Dumnezeu urma să o îngăduie. Și el a luat o hotărâre în durerea lui, pe care o citim de la versetul 16. Când am auzit lucrul acesta, mi se cutremura trupul, la vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea oase și îmi tremură genunchii. Cum aș putea oare aștepta în ziua necazului, în tăcere, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul va mai înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Deci Dumnezeu i-a sprijinit pe oamenii săi chiar în asemenea situații. Vreau să încheiem acum aspectele mondiale despre robia tuturor țelor cu sfaturile din Noul Testament care se referă pentru biserică și biserica nu-i privea numai pe evrei. Aici avem sfaturi pentru stăpâni. Dumnezeu n-a desființat sistemul acesta, dar vă rog să țineți cont, nici nu l-a înființat el. Lucrurile sfinte și Scriptura nu se ocupă de aspectele politice. Dumnezeu va instaura o împărăție în care nu va funcționa acest sistem. Dar Dumnezeu chiar în acest sistem învață pe oameni în așa fel încât, așa cum ne rugăm, să putem trăi o viață pașnică, liniștită, cu evlavie și cu cinste. Iată sfaturi pentru stăpâni. Efeseni, capitolul 6, versetul 9. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Adică, purtați-vă cu bunătate, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Și tot pentru ei, Coloseni 4 cu 1. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Dacă se poartă frumos și dacă nu-i pun să muncească pe degeaba, cum s-a întâmplat cu egiptenii și cu evreii și de-abia la sfârșit evreii și-au cerut plata restantă și-au primit vase de aur și au plecat cu ele, atunci nu este de condamnat un stăpân. Dacă nu este vinovat, cum spunea Mântuitorul în Luca 12, că unii încep să bată pe robi și să chifuiască ceasul în care nu știe, e pedepsit. Dar ajuns să ne pocăiți, să nu-i pună să facă ce el n-ar putea să facă, să fie milostiv, că cel milostiv va avea parte de milă, să fie drept, să se îndure de ei. Iată și sfaturi pentru robi, că noi de fapt de vremea robii ne ocupăm. Efeseni 6, de la 5 la 8. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobot, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Iată că Dumnezeu a încurajat o slujire tip Eleazar, cum am citat din Genesa, să-și facă datorie. De fapt, acest procedeu îi provoacă pe stăpâni, căci cu ce măsură măsori, cu aceea ți se va măsura. Dați și vi se va da. Când vezi un slujitor credincios, eu mi-amintesc de perioada de armată, când existau unii soldați din ciclu 1 care nu vreau să se supună, nu
le era tot una să asculte de veterani, cum se zice, și erau chinuiți cu atât mai mult. Dar dacă erau din cei docili, care știau să slujească, să facă servicii, neplăcute uneori, cu vremea câștigau favoare și era mult mai bine. Cităm și din Coloseni și am citat din două părți ca să vedeți că asta era regula. Așa învăța și pe cei dintr-o parte și pe cei din alta. Coloseni 3, de la versetul 22. Robilor, adică acei credincioși se trăjau din popoare asupra cărora Dumnezeu luase măsura să-i facă robi. Ei purtau, cum am citat din Plângeri, capitolul 5, pedeapsa sau efectele păcatelor părinților lor. Și ajunseseră robi datorită trecutului lor. Că altfel pământul și-ar fi dat roadele și Dumnezeu ar fi ocrotit și n-ar fi ajuns robi. Dar dacă erau robi și se pocăiseră în condiția aceasta, iată ce aveau de făcut. Ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor. Același fapt ca și în Efeseni, dar de la 23 apare un aspect concretizat aici. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Deci dacă cineva și-ar fi înșelat stăpânul, n-ar fi fost ascultător, în asta de fapt consta pocăința lui. El trebuia să-și dovedească credința în condiția de rob. Aici mai facem încă o precizare din 1 Corinteni, capitolul 7. Și cu asta dovedim că Dumnezeu nu este pentru a fi stăpân și robi. Dar chiar dacă sunt, noi nu dăm lovituri de stat și nu facem manevre de ordin politic sau nu recurgem la forță ca să ne eliberăm din aceste stări. Ne ducem pocăința în condiții date. Dar scrie aici din 1 Corinteni 7, de la versetul 20. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob, să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Adică ai libertate în Duhul, ai libertatea slujii lui Dumnezeu și Dumnezeu va îngriji de tine. Tot așa cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos, că nici cel liber nu poate să-și permită să facă ce vrea. Și el trebuie să asculte Domnul și să se comporte și față de oameni într-un mod creștinesc. Voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robii oamenilor, în sensul de a sluji oamenilor și de-i pune în fața Domnului Hristos, ceva în legătură cu ce spunea Mântuitorul, cine iubește pe cei din familie sau pe oricine altcineva mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Și apoi încheie, pentru că cei mai mulți sigur trebuiau să rămână în starea aceea, fraților, fiecare să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. V-am spus, nu trăim o vreme de robie, dar nu știm viitorul cine rezervă. Că Scriptura spune că la urmă va fi din nou regim opresiv și nu știm ce vom întâmpina. Cei bătrâni scapă cu atât, dar cei tineri nu știu ce vor avea în față. Și bine să știm regula, căci nu știm dacă vom prinde sau nu sistemul fiare, dar acolo scrie că în vremea aceea vor fi și robi. Și chiar recent am citit în revista Cuvântul Adevărului, este un articol despre o profeție a lui David Wilkerson, care recomanda tuturor să nu se bage în datorii mari, acum la vremea sfârșitului, pentru că evenimentele pot interveni cu succesiuni nebănuite, cu rapiditate și mai mare robie decât să fii prins cu niște credite masive, nu-ți trebuie. Că nu-ți vor ajunge banii de la un salar, de la un loc de muncă, vei fi rob la doi stăpâni și nu vei avea poate nici cele necesare.
Și aici scrie în Apocalipsa 13 că și rob și slobos vor suporta toți un tratament inuman. Vor fi acceptați doar dacă se vor închina, dar noi despre așa ceva nu putem să concepem. Dar, chiar dacă nu s-ar ajunge acolo, unii sunt într-o condiție mai prosperă și poate chiar stăpânesc într-un fel peste alții, iar alții sunt în condiții de robi. Întotdeauna să ne verificăm trecutul, să ne acceptăm starea și să respectăm ceea ce Biblia ne învață. Că pe pământ trăim o vreme, fie robi, fie slobozi. Și încheiem gândind istoria în întregime. Dumnezeu l-a făcut pe om stăpân, Geneza 1. Stăpâniți! Am spus, Dumnezeu n-a făcut el regimul acesta de robi. Dar imediat ce omul a păcătuit, Geneza 3, de la 17 la 19, apare pedeapsa. Spin și pălămidă. Trudă și poți să fii tu stăpânul și tot tu robul. Că într-un fel, asta e condiția umană. Robie datorită păcatului. În cer, nu știm ce trupuri vom avea, nu s-a arătat, dar nici de cum nu vom mai suporta stilul acesta de pedeapsă. Doar aici este vremea robiei. Însă, chiar și aici, în condiții de robie, Dumnezeu a recurs la eliberări simbolice. N-a fost eliberarea evreilor din Egipt doar o dezrobire a națiunii, a fost un simbol. Că Dumnezeu va realiza eliberarea de sub robia păcatului, că poate chiar în condiții de robie să ne îndulcească starea și în perspectivă să fie vestită tuturor eliberarea. Pentru asta vă citesc două, trei versete. Scrie aici în Ezra, capitolul 9, versetul 9. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăratului perșilor și ne-a dat o nouă putere de viață ca să putem ridica casa Dumnezeului nostru. Acesta e primul har în robie, să poți sluji lui Dumnezeu. Celelalte sunt după aceea. Cine poate în robie și are libertate să slujească, să mulțumească Domnului. În rest, pâinea și celelalte sunt pe deasupra, sunt suplimentare. Iar ca și perspectivă, citesc din Isaia capitolul 40, cuvânt împlinit la întâia venire în parte, dar apoi la a doua venire. Scrie aici, de la versetul 1, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru, vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită. Nu se putea sfârși robia fără ispășirea nelegiuirii. Și de aceea Domnul a strigat în sinagoga din Nazaret, Luca 4, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a trimis să aduc robilor eliberarea și să vestesc anul de îndurare și anul de veselie. Când erau evrei eliberați și când fiecare se întorcea și era stăpân pe moșia părinților săi. Să-i mulțumim Domnului că a sprijinit pe toți credincioșii săi de-a lungul istoriei, că s-a îndurat chiar și de alte națiuni, că e milostiv, dar în același timp, am spus, e drept și pedepsește uneori foarte drastic. Dar mai este puțină istorie. Și Dumnezeu va anula vremea robiei și va împlini ceea ce și-a propus de la început. Un pământ în care omul să fie stăpân și nu rob. Doamne, adu vremea aceea. Când vor învia și stăpânii credincioși și robii credincioși și vor fi toți în libertate cu Domnul pentru eternitate. A Domnului să fie slava în veci.